Bine ați revenit la recomandarea săptămânii! Pentru majoritatea oamenilor, o ceașcă de cafea este o adevărată plăcere, așa că astăzi am hotărât să vin în lumea cafelei la unul dintre cei mai mari specialiști în acest domeniu, la domnul Gheorghe Florescu. Bună ziua, domnule Gheorghe! Bună ziua, bine ați venit! Bine v-am găsit! Vă aflați în templul cafelei Avedis Carabelayan, deci tradiția armeană din 1530. În 1530, la Damasc, în Siria, un armean a deschis primul magazin pentru public cu cafea de prăjit pentru public. Înainte, la Mecca, un musulman a făcut prima cafenea la Mecca. Dar guvernatorul Meccăi, văzând că persoanele care consumă cafea devin mai agitate, a desființat cafeneaua. Și a rămas armeanul la Damasc. A auzit Soliman Magnificul și l-a dus la Constantinopol, la Palatul Imperial. Și așa a ajuns primul cafegiu al sultanului Soliman Magnificul. Domnule Florescu, da. Ce recomandare ne dați pentru zilele noastre în materie de cafea și încă ceva? Ce este recomandat pentru femei și ce este recomandat pentru bărbați? Eu cred că nu poate să existe cafea pentru bărbați și cafea pentru femei. Există însă o cafea care e produsă de un mascul, mă refer de copii luac, și care e superioară cafelei care o produce femeia. Masculul produce o cafea superioară, mă refer de cafea de băut, Copilua, care e numărul 1 mondial. A făcut Friedman și cu Jack Nicholson un film, Ultima dorință. Da. Așa. E, acest film trebuie văzut să vadă cafeaua Copilua. Animalul respectiv colege, are instinct de animal, ce culege cireașa, mănâncă, consumă pulpa cafelei și sâmbul elimină pe tubul digestiv. Odată cu eliminarea tubul sâmbului, sâmbul capătă niște calități de la animal, care în combinație cu cafeaua dă un aport important de bunăstare, de memorie și de multe alte lucruri, cum ar fi, de exemplu, poți să-ți aduci aminte prima dragoste, unde a avut loc primul sărut și când și cu cine. Ceea ce e o cafea super. De-aia e pe locul întâi mondial. Pe locul întâi mondial mai este Geisha. Sunt trei cafele pe locul întâi. E Copilul Acaluam și este Geisha Panama, care vine prin august, și Sfânta Elena a sosit deja în țară. Cafeaua din Isola unde a murit Napoleon Bonaparte, Isola Sfânta Elena. Cafea cu o istorie, da, foarte este, mare, da, în spate. Aceste cafele se găsesc în magazine gourmet. Când este indicat să bem cafeaua? Și cum? Cu persoana cea dragă. Bărbatul trebuie să facă întotdeauna cafea. Domnul care filmează în momentul de față se scoală fiecare dimineață și face cafea la ibric, conform rețetei care i-am spus-o dumneavoastră în particular și dumneavoastră, în mod general, urmăriți pe YouTube cafea la ibric. Și domnul se duce, îi duce cafea doamnei la pat. Cafeaua dumneavoastră preferată care este? Cafeaua mea preferată este divin, de la Dumnezeu, divin. Eu beau în fiecare dimineață o cafea divin cu fiica mea, la ora 6, fără nimic altceva. Beau cafea și, cu fiica mea și până la magazin beau Geisha Columbia. Dacă am Geisha Panama, beau Geisha Panama, care e numărul mondial. Cum v-ați descoperit pasiunea pentru cafea? Primul contact l-am avut cu cafeaua la 8 ani jumate, în 1952, lângă un armean, care avea o mașină prăjită cafea și gustam, n-am băut cafea. Luam câte o boabă și gustam. Și armeanul am zis, vă zic că tot gust la cafea și zicuță, ia cu zahăr. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Florescu, că astăzi ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare cu Sport, Dietă și o Vedetă și chiar vă recomand să aveți acum o ceașcă de cafea lângă dumneavoastră. Noi ne revedem sâmbătă viitoare pentru o altă recomandare interesantă.